Cine sunt cei care se ocupă de soluționarea acestei probleme, în ce mod, beneficii și așa mai departe. Am menționat cuvântul problemă. Care este problema? Trăim într-o lume în care transferul de date între grupuri uneori, sau cele mai multe ori, complet heterogene, este o necesitate pentru luarea celor mai bune decizii. De asemenea, trăim într-o lume în care suntem zilnic bombardați cu un volum informațional foarte mare. Toate aceste date trebuie integrate și trebuie folosite în cel mai bun, integrate în cel mai bun mod posibil. Din nou, alegerea personală, și când spun personală, nu vreau să înțelegeți individual neapărat. Personală, și la nivel de organizație, administrație, companie și așa mai departe. Această alegere personală a programului pe care lucrăm, a sistemului de operare pe care îl folosim, nu trebuie sub nicio formă să distorsioneze acest transfer de date. Și încă un lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția încă de la început este dacă îmi permiteți acest false friend, acest prieten fals, dacă folosim același format, asta nu înseamnă neapărat că am și atins acel nivel de interoperabilitate. Puțină teorie. Ce este interoperabilitatea? Bineînțeles, construcția cuvântului este destul de intuitivă, interoperabil. O definiție dată de către OGC, Open Geospatial Consortium, despre care vom mai discuta, pentru că este un pion foarte important. Ei spun că este capacitatea de a comunica, de a executa programe, de a transfera date între sisteme, între unități fundamentale. Și aici cred că eu că vine partea cea mai importantă, fără a fi nevoie ca utilizatorul să cunoască sau să aibă cunoștințe minime despre caracteristicile unice și interne ale unităților respective. Dacă veți căuta în legislația românească, o să găsiți și aici definiție. Această definiție, în ordonanța dată în 2010, când am adoptat și noi directiva ESPAO, despre care vom discuta peste câteva slide-uri, noi spunem că această interoperabilitate este posibilitatea de a combina seturi de date spațiale și de interacționare a serviciilor fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, valoarea adăugată să crească. Acum, bineînțeles, se observă micile diferențele între aceste două definiții. Interoperabilitatea este un concept foarte complex. Nu există, la nivelul actual, o teorie exhaustivă, o definiție exhaustivă. Bun. Încă un lucru despre care aș vrea să vă spun, veți auzi în continuare, în prezentarea cuvântul standard, standardizare. Vreau să vă atrag atenția că cele două sunt diferite. Există o diferență fundamentală între cele două, între interoperabilitate și standardizare. Dacă standardizarea este practic documentarea unui format, interoperabilitatea înseamnă mai mult, înseamnă interpretarea respectivului format. Continuăm cu teorie. Interoperabilitatea poate fi privită ca având două dimensiuni, pe termen lung este acea longitudinală, stocarea datelor în termen lung și, bineînțeles, de utilizarea lor, adică să știm exact ce este acolo și la ce putem folosi, și cea transversală, acum, transferul între utilizatori. Următorul slide. Aici am încercat să schematizez puțin acest concept al interoperabilității. Pe partea centrală sunt prezentate nivelele, diviziunile interoperabilității. În literatura de specialitate, acest concept a fost împărțit pe nivele. Cu cât ajung
ajungi mai sus, cu atât ești la un grad mai înalt. Vreau să vă menționez faptul că acestea nu sunt singurele nivele menționate. În schimb, ponderea lor este substanțială. De aceea le-am ales numai pe acestea. Cel mai de jos, baza, este nivelul tehnic. Aici ne referim la transfer, la interconexiune, la modul de reprezentare a datelor. Practic, ce se întâmplă atunci când voi puteți deschide un set de date cu un alt program decât cel folosit pentru a le crea. Practic, asta înseamnă. Sintactic, aici vorbim despre transferul datelor pentru un format standardizat. La semantic, un autor, cred, sintetiza foarte bine definiția acestei interoperabilități semantice. Practic, it's making sense of other people's data. Să înțelegem la ce anume ne uităm. Pragmatic, puțin mai sus, se referă la responsabilitatea utilizatorului de a folosi datele pe care le are corespunzător. Datele pot fi bine transmise, pot fi bine integrate în programul de lucru, însă dacă nu le folosesc la o aplicație corespunzătoare, rezultatul nu va fi bun. Dinamic, aici ne referim la posibilitatea de a fi la curent cu updatările seturilor de date și de a putea beneficia de pe urma modificărilor. Conceptual, cel mai înalt nivel, cel la care se ajunge cel mai greu, practic înseamnă documentarea modelului acesta de interoperabilitate, a conceptului, astfel încât să fie foarte ușor înțeles și de un terț. Cine se ocupă de soluționarea acestei probleme? Există mulți pioni, organizații, instituții, agenții, bineînțeles și companii private, fiecare încercând să soluționeze aceste probleme prin metode diferite, prin dezvoltarea unui format de interoperabilitate, cum ar fi DXF-ul. DXF-ul este un format dezvoltat de către Autodesk, special să facă legătura între mediul GIS și mediul CAD. Alte extensii, cum ar fi o extensie pe care a creat-o ESRI, care chiar așa se numește, Interoperability Extension. Și așa mai departe, ISO, OGC, despre care vom mai discuta. Câțiva referi istorici. Aici mă voi lega de referii istorice ale OGC, Open Geospatial Consortium, pentru că acest consorțiu, practic, pentru asta s-a născut, pentru a rezolva această problemă. Ei și-au dat seama la un moment dat că cu această dezvoltare a domeniului geospațial, ajungem la o problemă la care nicio companie privată nu o poate rezolva. Și practic ce se întâmplă? Ei organizează o fundație, Open Geos Foundation. Practic această fundație era pentru a implica sectorul privat în dezvoltarea GRAS. GRAS este un program, veți mai auzi despre el. Oricum, ideea este că apoi în 1994 se formează Open GIS Project, care publică Open Geodata Interoperability Specifications. Practic este un document care încearcă să rezolve această problemă, care aceste persoane dându-și seama, încearcă să rezolve, începând să publice aceste încercări de standardizare, dacă îmi permiteți. Open GIS Project este, practic, premergătorul lui Open Geospatial Consortium la câteva luni, formându-se. În 1997 scot primul standard. Semnează contractul cu, dacă îmi permiteți, un contract de colaborare, o colaborare cu ISO, care este Organizația Internațională de Standardizare,
și în 1999-2000 încep să produc. Avem o web mapping service interface, despre care îți mai auzi, și formatul OpenGML. Practic, Open Geospatial Consortium, în primul rând, se ocupă cu definirea standardelor. Aceste standarde sunt, au câteva caracteristici foarte clar stabilite. Sunt publice, sunt gratuite, sunt nediscriminatorii. Foarte important, nu sunt independente de orice companie privată și sunt independente de seturi de date pentru care sunt create. Ce mai face OGC? OGC, între cele patru programe pe care le are, unul este cel de interoperabilitate. Programul de interoperabilitate, practic, ce face? Testează standardele pe care ei le dezvoltă și determină cât de bune sunt. Oferă suport companiilor care vor să folosească aceste standarde și pe lângă asta continuă cercetarea în acest domeniu al interoperabilității, în aceste experimente de interoperabilitate. În cadrul acestui proiect, practic, OGC ajunge la un alt mod de a defini interoperabilitatea. Ei spun că, deși la început acest concept părea să fie legat de transferul de date, până la urmă el se referă la modul în care companiile, organizațiile își coordonează eforturile pentru a îndeplini un anumit task. Practic, la asta se oferă interoperabilitatea. Ce face comunitatea open source pentru această problemă? GDAL și OGR, despre care o să vă arăt în următorul slide, au construit niște librării open source care știu să citească și știu să și scrie în foarte, foarte multe formate. De exemplu, GDAL, care este o librărie special concepută pentru raster, cunoaște 40 de formate. Bineînțeles, când vorbim despre interoperabilitate, nu putem să nu ne referim și la sistemul de coordonate. Pentru aceasta există o librărie care se numește PROJ4 și care a implementat aproape întreaga bază RPSG, care permite transformarea dintr-un sistem de coordonate în altul, sferoid și așa mai departe. Și aici avem OGR, librăria special concepută pentru formatele vectoriale. Gmail este de altfel
acesta este un format open care a fost special conceput pentru transferul datelor geografice pe internet, via internet. Practic, puterea acestui format rezidă în definirea acelui element, acelui feature, acelui detaliu, definirea generală. Poate să fie vorba despre date vectoriale sau date senzoriale. Să discutăm puțin despre un alt mod în care s-a încercat rezolvarea acestei probleme la nivel organizațional, dacă îmi permiteți. Este vorba despre directiva Inspire, nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit. Aceasta este practic o directivă dată de Comisia Europeană care își propune crearea unei infrastructuri spațiale paneuropene. Datele pe care noi le creăm să poată fi foarte ușor găsite, să poată fi folosite și de către germani, polonezi și așa mai departe. Și invers. Așa, un scurt istoric, ce se întâmplă în 2001, are loc prima întâlnire, care ia în considerare posibilitatea unei astfel creierii, unei astfel creierii și instituirii, implementării unei astfel de infrastructuri. În iulie 2004 ea este acceptată, prima propunere este acceptată, în 2007 este aprobată, se dorește o implementare completă până în 2019. În România, noi am acceptat-o, am aprobat-o în 2010, în ianuarie apare în monitorul oficial acea ordonanță. Și în mai se aprobă Consiliul INIS. Câteva reguli de implementare. Bineînțeles, Inspire are și ea câteva reguli de implementare pe care oricine trebuie să le respecte. Se referă la metadate, la specificația date, la serviciile de rețea. Inspire a fost... Inspire, practic, se bazează pe, sau se referă la 34 de teme spațiale, toate având legătură cu mediul, cu problemele, pentru rezolvarea problemelor de mediu. Aceste teme pleacă de la sistem de coordonate, la resursele minerale, la utilizarea terenului și așa mai departe. Câteva dintre beneficiile interoperabilității. Bineînțeles, acum sunt multe, ne putem da seama, flexibilitatea achizițiilor. Noi avem mai multe informații privind luarea deciziei, dacă ne construim o soluție sau dacă cumpărăm o soluție. Minimalizarea riscului de a pierde informația datorită schimbărilor tehnologice, acesta este un punct destul de important. Bineînțeles, crește eficiența, agenții externi au acces la informațiile noastre, noi avem mai acces la informațiile lor, integrarea datelor, bineînțeles. Accesul facilitat la multiple surse de informații și servicii via web. Asta este un punct important. Este un punct important pentru că, cum spuneam la început, ne confruntăm cu situația în care avem foarte multe date pe care trebuie să le analizăm, trebuie să le analizăm, trebuie să știm să le sortăm. Dar nu numai atât. Există problema stocărilor. Închipuiți-vă ce ar însemna ca fiecare să aibă tera de date și această redundanță, această dificultate în a ține toate datele, în a păstra. Via internet putem folosi, utilizând aceste interfețe, aceste standarde, ne putem utiliza date care nu se află stocate la noi. Noi nu plătim pentru mentenanța lor, nu le stocăm. Bun, eu cam atât am avut să vă spun. Sper că am fost cât de cât clară. Bineînțeles, prezentarea mea nu este exhaustivă, este o problemă care rămâne deschisă și vă invit
să mai studiați.